Bună seara, dragi prieteni! PSD se dovedește toxic nu numai pentru democrație în general, ci și pentru propriul lor electorat, pentru categoria principală de electorat care votează de ani de zile Partidul Social Democrat. Și pe fondul absenteismului la vot, pe fondul faptului că oamenii activi și care ar putea să determine o schimbare în politică nu se prezintă la vot, ăștia sunt cel mai votat partid din România. Cineva mi-a atras atenția într-un comentariu, domnule, nu mai spune că e cel mai votat partid, că nu-l votează toată lumea. Aș vrea să răspund celui care mi-a comentat astfel că democrația înseamnă că, în fapt și de drept, contează numai cei care votează. Nu votezi, nu contezi. Cei care votează determină rezultatul alegerilor. Dar acel rezultat te va influența și pe tine. Tot scandalul cu azilurile groazei este exact despre categoria principală de public care votează Iliescu, FSN, PDSR, PSD și așa mai departe și este strâns legat, oameni buni, de PSD și de fenomenul baronilor locali. Astăzi și-a dat primul ministru demisia, Budăi, și toată lumea este consternată, câteva persoane s-au adunat și în Piața Victoriei, de tupeul și nesimțirea Gabrielei Firea, care refuză să-și dea demisia. Mai mult decât atât, o să vă prezint știrile pe această temă și vreau să vă spun că am făcut și eu niște verificări, dragi prieteni, pentru că mi se pare absolut incredibil. Este un munte de dovezi și toate legăturile. Eu am mers pe ideea follow the money în acest scandal și toate legăturile duc la clanul Firea Pandele, legăturile de bani. Follow the money. Am scos documente din trei baze de date oficiale ale statului român, Registrul Comerțului, Consiliul Național Audiovizualului și Ministerul Muncii, Ministerul Familiei, unde este personajul mai important chiar decât șoferul pe numele căruia s-a făcut afacerea cu căminul de bătrâni, consiliera Gabrielei Firea. Și toate legăturile de bani, dacă mergem pe follow the money, duc la Pandele și la primăria lui Pandele, urmărind această dâră a banilor, am fost ocupat zilele acestea, așa cum a spus și în comentariul de acum două zile, știți că sunt foarte multe procese pe capul meu și vin termene la instanțe și acolo nu poți avea nicio scuză. Ai un termen de 25 de zile în care trebuie să răspunzi și răspunsurile trebuie să le fac cât mai complete și cât mai clare. Asta necesită mult timp și multă atenție, de aceea am apucat pe acest subiect să fac și eu o mică documentare ceva mai târziu. Și vă spuneam, dragi prieteni, că dacă mergem pe follow the money, ajungem la Pandele, la primăria lui Pandele. Și o să vedeți prin câte firme ajungem la primăria lui Pandele. Urmărind banii, am înțeles și eu de ce Gabriela Firea și Pandele au fost atât de isterici în ultima perioadă. Cine se scuză, se acuză. Știți cum se zice în popor. Ce mă șochează pe mine este că nici până acum DICOT-ul și DNA-ul care a intervenit astăzi într-un al treilea dosar încă nu i-au chemat pe ăștia. Asta este adevăratul subiect și marele subiect, răspunsul la întrebarea de ce nu i-au chemat. Hai să vorbim puțin despre știri, dragi prieteni, să nu-și imagineze cineva, probabil a văzut la televizor știrea că PSD-ul o să ceară demisia Gabrielei Firea, să nu-și imagineze cineva că PSD-ul e mai curat, mai uscat dacă face chestia asta. Nu! Și ce s-a întâmplat astăzi este exact dovada că PSD-ul este nereformabil și că singura șansă pentru România este ca toți acei oameni care pot determina un alt rezultat la alegeri să se mobilizeze la vot în 2024. Cine știe, poate acum cu acest scandal care se duce exact către categoria de vârstă a electoratului PSD, poate se mai trezesc și oamenii ăia, deși nu prea cred, sunt slabe șanse. Și-a dat demisia Budăi, cine credeți că a preluat funcția lui Budăi? Interimatul, tovarășul Marian Neacșu. Și ca să înțelegeți ce cloacă e PSD-ul, vreau să vă aduc aminte celor care sunteți mai de mult pe pagina de YouTube Mălin Bot, jurnalist independent, celor care sunteți mai de curând, să vă rog să vă uitați la un material video. El deja a apărut în partea de sus a ecranului, în acele link-uri care apar peste tot, pe toate dispozitivele, mai puțin pe Smart TV. Da, o să pun link-ul și la final. Tovarășul Neacșu, vicepremier în guvernul PSD. Tovarășul Neacșu filmat aici în
21 noiembrie 2017 la sediul Direcției Naționale Anticorupție împreună cu baronul Șosetuță, ăsta era fugit prin Italia, nu știu dacă a fost repatriat, că tot scapă, nu se ocupă nimeni pe la Ministerul Justiției, Ministerul de Externe, pare incapabil să aducă mari infractori din țară, dar un cetățean oarecare, dacă comite o infracțiune și fuge, fiți sigur că imediat este găsit, repatriat, băgat la pușcărie. Da? Toarășul Neacșu era împreună cu niște interlopi din Teleorman. În noiembrie 2017, eu l-am filmat, puteți vedea discuția cu el, la Direcția Națională Anticorupție să ia apărarea infractorului Liviu Nicolae Dragnea, în momentul în care a început dosarul Tendru. Ca să înțelegeți ce mare mizerie este acest PSD și o să vă explic la final și cum îi folosește lui Ciolacu tot scandalul ăsta cu firea, pentru că trebuie prezentate și aceste informații. Actual 24 a publicat știrea, a fost și pe televiziunile de știri. O să ajungem la documente, să vedeți dâra banilor, dragi prieteni, și să înțelegeți de ce era atât de isteric Pandele și de ce este firea atât de isterică în această poveste. Deși autoritățile judiciare n-au menționat numele lor. Dar pe mine mă șochează că până acum n-au fost acolo să dea cu subsemnatul, pentru că sunt niște legături foarte interesante. Conducerea PSD așteaptă demisia Gabrielei Firea, dacă nu pleacă de bunăvoie, ar fi dat afară săptămâna viitoare. Conducerea PSD așteaptă retragerea Gabrielei Firea, au anunțat surse de la vârful partidului. Liderii PSD urmează să reunească la începutul săptămânii viitoare într-o ședință la Consiliul Național Politic, unde vor discuta despre situația Gabrielei Firea. Doamna Firea este cea care, din punctul meu de vedere, doamna Firea este cea care trebuie să plece. Nu a existat nicio ședință a unui for, probabil va exista, decizii se vor lua. Nu știu dacă o vor privi pe Firea, nu s-a redefinit noțiunea de onoare. Domnul Budăi a decis. A decis, a plecat Budăi și a preluat infractorul Neacșu ăsta. Fusese condamnat pentru incompatibilitate, că și-a angajat beizadelele. Că n-ai voie să-ți angajezi beizadelele la propriul cabinet parlamentar. Am explicat în acel material video, nu mai reau ideea, pentru că vreau să economisesc timpul, ca să ajungem la follow the money, la dâra banilor, ca să vedeți de ce era isteric Pandele și de ce e isterică Firea pe tema asta. Din perspectiva personală și coleg de partid cu doamna Firea, din punct de vedere al atribuțiilor Ministerului Familiei, nu avea niciun fel de legătură cu azilele. Din punct de vedere politic, demisia e un act unilateral, nu pot eu să o îndemn, a declarat toarășul senator PSD Romașcanu, apropiat al lui Ciolacu. Acesta a spus că Firea trebuie să explice relația cu Ștefan Godei. Godei ăsta era președintele asociației, că mult s-a discutat în spațiu public din perspectiva ONG-urilor, asociațiilor. Eu m-am dus pe firme și pe bani, unde sunt legăturile incontestabile. Că la asociații pot fi discuții. Consiliera Gabrielei Firea, pe care Firea a cărat-o de peste tot, da? O cheamă, o să vedeți că e asociată cu Godei ăsta în Registrul Comerțului, Gheorghe Ligea, a spus, domne, nu-l știam pe Godei, habar n-am. Gabriela Firea a zis, nu-l știam pe Godei. Dar ce să vezi, că astăzi a apărut în presă că Godei ăsta a fost peste tot după Gabriela Firea. G4 Media publică, a publicat și Digi24 și Gândul. Ștefan Godei, patronul azilelor groazei, a fost angajat de Gabriel Firea la cabinetul de senator după ce fusese șofer la primăria București. Și anterior fusese șofer la o grămadă de firme, toate legate de clanul Firea Pandele. Acum o să vedeți și restul legăturilor și sper că nu-și imaginează cineva, ăștia de la DNA în dosarul pe care l-au deschis acum, au dat interceptări, au fost reținute 24 de ore persoane de la instituția responsabilă de asistență socială din județul Ilfov, care îl sunau pe Godei și îl spuneau, vedeți că venim în control în data de. Rezultatele acelor controle au fost prezentate de ministrul Budăi acum câteva zile, a prezentat el niște poze într-o conferință de presă, spunând, domne, din ce controle s-au făcut, de aici rezultă că lucrurile sunt ok. Normal că era ok din moment ce ăsta era avertizat. Oameni buni, vă dați seama. Imaginați-vă, m-am tot gândit ce comparație să fac. Imaginați-vă șoferii unei firme de taximetrie care umblă mulți de beți, drogați, fără ceasurile activate, fac evaziune fiscală, tot ce vreți. Și când poliția rutieră face controle, îi anunță. Și atunci scot pe teren 2-3 șoferi care sunt ok. Și zic, domne, firma noastră e o firmă serioasă, uitați-vă, a trecut prin controle și totul este în regulă. Ca să înțelegeți cum funcționează lucrurile în România și cât de putred este tot, oameni buni, cât de putred e tot, da? Deci Godei ăsta a dat G4 Media și mai departe Digi24 a făcut chiar acum o știre cu Godei, că l-au găsit, s-au dus până la 2014, când a intrat în
niște firme, o să le regăsim și aici, în registrul comerțului, dacă mergem pe Follow the Money, unde a fost în administrația Firea Pandele, după aia l-a luat Firea pe la firmele din subordinea primăriei București, la primăria București, după aia la cabinetul senatorial. Oameni buni! Păi cum își imaginează cineva că un biet șofer cărat în atâtea locuri putea să fie el artizanul acestei povești? Și cum de doamna Firea nu dă socoteală pentru legăturile consilierei domniei sale cu administrația Firea Pandele? Și să vedeți ce rezultă când mergem pe Follow the Money. Europa Liberă a fost la fața locului și a scris un articol despre vecinii care erau scandalizați de ce se petrece în acela zi. Vecini care au făcut numeroase sesizări, inclusiv la primăria voluntar condusă de Pandele. Și primăria a dat pe ei în judecată, pe vecini. Și Pandele zice că n-are nicio legătură. Da? Vecinii au sesizat corpul de control al guvernului. Pe vremea guvernului Ciucă, corpul de control a fost în control și a sesizat parchetul judecătoriei Buftea și nimic nu s-a întâmplat. Și aici este un alt mare semn de întrebare. Parchetul judecătoriei Buftea este același parchet care protejează clanul Iordan. Forța armată, bicepsul încordat al primarului Mircea Minea, prieten cu Lia Savonea. Nici până în ziua de astăzi nu m-a chemat parchetul judecătoriei Buftea să mă audieze în plângerea penală pe care am făcut-o împotriva lui Alexandru Iordan. Judecat, oameni buni, pentru omor în familie. Și care pare că are niște probleme foarte grave în Dâmbovița. Da? O să revin asupra acestui subiect, că aștept informațiile oficiale de la parchetul de pe lângă judecătoria Răcani. Să vedeți, oameni buni, ce fac ăștia. Să vedeți ce se întâmplă când instituțiile nu-și fac datoria. Și nimeni nu se întreabă, din toată presa care urlă pe această temă, de ce luni de zile parchetul judecătoriei Buftea n-a făcut nimic, abia după ce Dicot a intrat pe fir și DNA-ul a izbucnit scandalul național. Da? Bun, dincolo de articole, dragi prieteni, hai să mergem puțin la Follow the Money, documentele pe care le-am extras din baze date oficiale. Le-am și tipărit că dacă cumva domnul Pandele a zis că el dă în judecată pe oricine vorbește pe această temă. Dar dacă cumva domnul Pandele are vreo trăire judiciară față de mine, le-am și tipărit, de-aia le prezint pe hârtie, nu că îmi place mie să consum hârtia, dar la instanță trebuie să le duci pe hârtie. Da? Sunt baze de date ale Registrului Comerțului, monitorul oficial, legate de firme. Concrete, date concrete. Ăsta, pe lângă asociația aia, Sfântul Gavril și Mihail, unde vicepreședinte era asistenta, consiliera principală a Gabrielei Firea, pe care Gabriela Firea a târât-o după ea peste tot și care are legături, a încasat o căruță de bani de la televiziunea lui Pandele. Să vedeți legăturile. Și ea și bărbasul. Mie mi se pare că sunt atât de multe legături, încât mă întreb, astăzi în timp ce mergeam prin firme și navigam și căutam acționari, asociați, așa mai departe, și tot vedeam legături, da? Declarația de avere a astea, ea și firmele alea la control. M-am întrebat, zic, domne, cum e posibil ca Dicotul și DNA-ul să-l bage pe Godei și mai departe, nu merge mai departe, pe urma banilor? Dacă un biet jurnalist independent, într-o zi, făcând niște verificări, a putut să meargă pe urma banilor, cum de dita mai procurorii Dicot, DNA-ul, nu poate să meargă, să vadă? Deci, dincolo de asociație și de partea cu asociația și cu ONG-ul, că despre asta s-a tot vorbit, nu mai intru în detalii, bănuiesc că știți, ăsta Godei a făcut afacerea concretă, că trebuie să fie și un SRL în spate, prin Creative Home Concept SRL. Este firma pe care am ființat-o, unde este acționar unic, în localitatea Voluntari, pe strada Hotarele, într-un bloc, la un apartament, este înființată firma, firmă care nu are cine știe ce rezultate excepționale, are chiar pierderi. Firmă care nu are angajați. Foarte ciudat cum a fost lăsat ăsta să funcționeze. Numai că mergând pe urmele banilor, pentru că aplicațiile prin care poți consulta baza de date a Registrului Comerțului, atunci când identifici o persoană, îți arată legăturile acelei persoane cu alte persoane. Legături de afaceri, atenție, nu povești. Pentru că consiliera Ligia Gheorghe Alufire a spus, domnule, eu n-am nicio treabă cu Godei ăsta, eu doar a venit și m-a rugat frumos și știam ca șofer și m-a rugat să semnez și eu acolo. Și în rest n-am nicio legătură. O mare minciună, oameni buni. Ăștia sunt asociați în societatea comercială Puiu, Casa Bună, SRL 2015. Astea sunt datele. Aici puteți vedea. Apar Gheorghe Ligia, 70%, Godei Ștefan Cristian. Deci din punct de vedere financiar,
Asta este stăpâna lui, că ea e acționară cu 70%. Dar lucrurile merg chiar mai departe, dragi prieteni, pentru că apar alte firme cu alte conexiuni foarte, foarte, foarte interesante, printre care Plafar și Birou de Turism pentru Tineret. Cine credeți că sunt acționari aici, dragi prieteni? Ăsta este Birou de Turism pentru Tineret S.A. Da? Aici sunt administratorii. Apare în Consiliul de Administrație Gheorghe Ligia. Cine apare proprietar? Ministerul condus de Gabriela Firea. Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse. Da? Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse. Ca să înțelegeți despre ce vorbim. Doamna Gheorghe N. Ligia, consilier la Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, depune declarație de avere la 30 de zile de la numire. Ca să vedeți cum e cu follow the money. Da? Follow the money. Și ne spune nouă doamna Firea că ea n-are nicio treabă? Ne spune Pandele că el n-are nicio treabă la chestia asta întâmplată în primăria lui cu vecinii care au dat în judecată primăria și au reclamat la primărie și primăria a dat pe vecinii în judecată? Oameni buni, oameni buni, ăștia sunt de un tupeu absolut execrabil, Firea și Pandele. Din declarația de avere a acestei individe, vă repet, asociată cu Godei, și vicepreședintele ONG-ul prin care Godei făcea povestea cu azilul de bătrâni, cu azilele groaze. Da? O grămadă de bani, nu vreți să știți cât este lista de bani depuși în cont, dar nu insist pentru că vreau să mă păstrez într-un timp rezonabil. Și ajungem aici, de unde a luat ea bani? De la Gabriela Firea, cabinet senatorial, da? Deci nu numai la minister, ci și de la cabinetul senatorial, exact ca și pe Godei. Credeți că e o simplă și nefericită coincidență că pe ăștia doi care s-au asociat în afaceri și sunt și în ONG, i-a luat Firea peste tot? Și să vedeți ce legături au cu administrația lui Pandele, oameni buni. Este absolut incredibil că încă nu i-au chemat la DICOCI, la DNA. Da? George Elizea declară venituri de la niște societăți comerciale, le vedeți aici, pe lângă veniturile de la cabinetul senatorial al Gabrielei Firea. Specialist în relații publice la Publivol Creativ S.A. Bărbasul, tot clanul e acolo, legat de Pandele. Este incredibil. Dacă mergi pe follow the money, dragi prieteni, e imposibil să nu înțelegi. E la mintea cocoșului, cum se spune în popor. Bărbasul ia și el bani ca producător de la Publivol Creative S.A. și de la Ecovol S.A. Bulevardul Dunării. Și mai are contractul de drepturi de autor. Doamna Ligia, bănuiesc că pe aici au mai decontat niște bani. La Publivol e specialist relații publice. Plus, bărbasul e producător și asistent director general. Ce este cu această societate? Conform bazei de date publice a Consiliului Național Audiovizualului, această societate este societatea care deține licența pentru televiziunea lui Pandele, Metropola TV. Deține licența pentru televiziunea lui Pandele. Asociata lui Godei, consiliera lui Gabriela Firea și ea și Godei târâți după Firea peste tot pe unde mergea Firea. Peste tot pe unde mergea Firea, târâți după Firea. În mandatul de primar, în mandatul de parlamentar, în mandatul de ministru. Ce ziceți? Trebuiau să fie chemați deja la DICOT și la DNA să dea cu subsemnatul Firea și Pandele? Deci atâtea cât și bărbasul, pe lângă legătura cu Firea, legătură directă cu Pandele. Bani, gârlă, de la Metropola TV. Publivol Creative S.A. Că ar putea să spună cineva, domne, dar e o societate comercială. Apare Pandele în societatea comercială? Publivol Creative S.A. Cine este acționar, dragi prieteni, la această societate comercială? Orașul Voluntari. 100% scrie aici, apare 0%, bănuiesc că e 99,1%, Fotbal Club Voluntari S.A. Deci primăria lui Pandele, da? Ecovol S.A., a doua firmă de la care bărbatul lua bani din administrația lui Pandele, extras din registrul comerțului. Cine este acționar? 87% Orașul Voluntari, 2% Orașul Pantelimon, 1% Comuna 1 Decembrie, 1% Comuna 0%, nu știu de ce apare 0%, Comuna Petrăchioaia. Da? Deci din nou altă firmă. Iară tovarășul Pandele. Dom'le, dar ei n-au nicio legătură. Fotbal Club Voluntari. Firma care e acționară dincolo. La societatea Metropola TV, unde atât asta cărată de Firea peste tot, lua bani, cât și bărbasul, toată familia legată de asta, da? Ce să vedeți, dragi prieteni,
Orașul voluntari, acționar, 95%. 5% Televol, System, ESA. Și de aici, din ESA în ESA, aceeași poveste. Am navigat prin Registrul Comerțului, m-am plictisit. Toate drumurile legate de bani, de business, de afaceri, cash flow-ul, duce la clanul Pandele. Și vă întreb, dragi prieteni, autoritățile de ce nu i-au chemat? Este foarte dubios din punctul meu de vedere. Eu sper că acest caz absolut scandalos să nu se întâmple cum s-au întâmplat multe alte cazuri în care adevărații vinovați, cei care sunt în spatele pionilor scoși în față, șoferilor, asistentelor, consilierilor, scapă basma curată. Nu vreau să vă bucurați foarte mult pentru că PSD o carotează pe Gabriela Firea. Vreau să vă spun, dragi prieteni, că opinia mea este că domnul Ciolacu de mult o aștepta pe Firea la colț ca să o caroteze. De ce? Pentru că domnul Ciolacu, așa cum am explicat în numeroase editoriale și în emisiunea Q&A de duminică, este pregătit să fie următorul președinte al României. Într-un blat absolut oribil cu Klaus Iohannis și cu Partidul Național Liberal, ei încearcă să folosească metoda Iliescu-Vadim. De asta îl umflă atât de mult pe George Simion. Astea sunt opiniile, sunt convingerile mele, am prezentat argumentele, nu mai intru în detalii. Puteți să vă uitați din urmă în editorialele pe care le-am dedicat strict acestui subiect. Gabriela Firea era principalul potențial contracandidat și competitor al lui Marcel Ciolacu. Bine, unii ar spune, dom'le, da, atunci Ciolacu, de ce n-a carotat-o de la început? Foarte simplu, dragi prieteni, pentru că Pandele, clanul ăsta, Firea Pandele, reprezintă un clan baronal și PSD-ul este foarte puternic controlat de baroni. Și baronii nu vor ca PSD-ul să aibă o conducere care îi dă pe mâna justiției imediat și le retrage protecția politică. Deci domnul Ciolacu a trebuit să joace machiavelic și foarte pervers ca să-și atingă scopul și în același timp să nu-și ridice tot baronetul împotriva lui. Și cum cred eu că a acționat machiavelic toarășul Ciolacu? Știți că PSD-ul și PNL-ul au băgat căruță de bani la televiziunile cartelului Mafia Media. Că m-am tot întrebat în această perioadă cum de ăștia abordează subiectul. Păi e foarte simplu. Dacă ne uităm la un principiu că lucrurile astea cu follow the money și cui protest, astea sunt lucruri pe care le-am învățat de la niște polițiști când eram eu jurnalist foarte tânăr de investigații, lucram pe eveniment, mergeam cu poliția în acțiuni și niște polițiști în vârstă nu mai trăiesc săraci de ei de pe la serviciile judiciare, m-au învățat niște lucruri. Măline, întotdeauna, primul lucru la care te gândești când se întâmplă ceva este cui protest, cui folosește. Al doilea lucru la care te gândești este follow the money. Întotdeauna te uiți după bani. Nu-ți pierde vremea cu alte legături. Nu. Acum au apărut fotografii, aplică acel principiu la ce se întâmplă acum, că atunci nu exista internet și rețele sociale și s-au dat legături cu Godei, că a apărut în poze cu Firea, că a fost la nu știu ce botez, că ok. Toate alea au fost negate de Firea și au zis, domne, nu sunt legături. Consiliera lui Firea a spus, domne, l-am cunoscut întâmplător, ce dacă apărem în niște poze? Păi da, dar tu nu l-ai cunoscut întâmplător... Doamna consilieră, dacă matale ai făcut firme cu el și ai afaceri cu el și ești asociată, aici nu mai poți să spui că l-ai cunoscut întâmplător. Doamna Firea nu mai poate să spună că nu are legătură clanul Pandele și domnul Pandele la televizor isteric din moment ce banii ăstora vin toți de la clanul Pandele, de la primăria orașului, voluntar, de la televiziunea lui Pandele, oameni buni. Înțelegeți? Deci... întotdeauna te duci pe cui folosește și follow the money. Și eu m-am întrebat în această perioadă, urmărind știrile, cui folosește. Și de ce cartelul Mafia Media, în care a băgat și Pandele și Firea când era la primăria București, a băgat o grămadă de bani, e călare pe subiect. E simplu, oameni buni. Acum cel care bagă banul e tovarășul Ciolacu. Și în interesul tovarășului Ciolacu este ca Firea să fie carotată. Povestea asta s-ar putea să aibă și o consecință interesantă și pe final, chiar dacă m-am întins un pic, vreau să vorbesc și despre asta. Ați văzut cu toții, am comentat și eu acum două zile în editorialul video pe care l-am filmat pe străzile din București, faptul că infractorul Dan Voiculescu, cel care a construit-o pe Gabriela Firea, infractorul Dan Voiculescu a anunțat că îi oferă postul de candidat la primăria București, sper să-i ofere și postul de candidat la prezidențiale Gabrielei Firea. De ce? Pentru că dacă asta se va întâmpla, dragi prieteni, eu nu-mi fac iluzia că o să o cheme la DICOT și la DNA, sper să mă înșel. Dar nu-mi fac iluzia la câte am văzut în ultima perioadă, cum s-a rearanjat Feng Shui-ul și Calimera și Calispera în sistemul de justiție, nu mai am niciun fel de speranță pe zona asta penală, lupta anticorupție. Să sperăm că o cheamă, să vedem ce va fi. Dar eu sper ca Voiculescu și să sperați și dumneavoastră ca Voiculescu să o pună candidat,
De ce? Pentru că se sparg voturile și poate cine știe prin forța acestor împrejurări nu ne vom trezi cu un tur 2 Ciolacu Simion, așa cum ne pregătesc ei. Ei cine? FSN 2.0, PSD și PNL, care vor să își înfigă și mai mult ghearele în resursele României și să controleze această țară ermetic și după 2024. Vom vedea ce consecințe va produce acest scandal, inclusiv asupra electoratului PSD, care se dovedește toxic nu numai pentru democrație, ci și pentru categoria de oameni în vârstă care votează PSD-ul, pentru că nu e vorba, n-am mai intrat în detalii, am vrut să mă concentrez pe urma banilor, dragi prieteni, puteți citi pe site-urile pe care eu le recomand, inclusiv pe Actual 24, să vedeți. O grămadă de alți lideri PSD sunt implicați în afacerile astea și unele dintre ele nu sunt foarte curate și foarte în regulă. La unele dintre căminele controlate de lideri, deținute de lideri PSD-ști, au fost controale și s-au dispus măsuri. Acum încearcă ăștia să, PSD-ul să pară că nu are legătură cu acest scandal oribil. Dar are toate legăturile din lume, oameni buni. Asta este o mizerie și o oroare produsă de mentalitatea baronală, putredă, coruptă, tipic PSD-stă. Semper Fidelis, ne vedem mâine seară.